Festivalul Internațional Cerbul de Aur Brașov 2002, dragi prieteni, juriul a decis. Se acordă trofeul Cerbul de Aur și se pare că cerbul e îndrăgostit de cântecul românesc interpretei Paula Selin! Paula Selin! A doua oară consecutiv un cântăreț din România pleacă acasă cu trofeul. Prima dată pe scena Cerbului de Aur în 1996, dar nu în calitate de concurent, ci în spectacol. Paula, palmaresul tău e consistent, șlagărul anului, cea mai bună voce feminină anului 2001 la premiile industriei muzicale românești, însă aș vrea să știu ce înseamnă premiile acesta pe care abia îl duci, trofeul acesta, Cerbul de Aur. Vă mulțumesc! Brașov, vă mulțumesc! Pentru că acest premiu l-am luat datorită vouă, în primul rând, și în al doilea rând datorită celor de acasă. Vă mulțumesc mult! Este o căldură extraordinară cea pe care o simt venind din partea dumneavoastră și vi-l dedic. Premiul l-ați câștigat, este al dumneavoastră. Vă mulțumesc! Cerbul de Aur rămâne în România. Vă lăsăm cu Paula. Mulțumesc.
Să fie acolo unde merită, peste tot în lume. Sunteți extraordinari, vă mulțumesc!